La data de 16 decembrie 2016, la ședința plenului Colegiului Disciplinar, în ordinea de zi sub numărul 16 și 17, erau două chestiuni. Numărul 16, cu privire la examinarea cauzei disciplinare intentate în temeiul sesizării depuse de Ludmila Morozova privind acțiunile judecătorilor, unde figurează doamna Tatiana Vieru, și respectiv sub numărul 17, cu privire la examinarea cauzei disciplinare intentate în temeiul sesizărilor depuse de Dimitri Golodji, respectiv și Teo Cârnaț, figurează familia doamnei Valentina Hlevadi. Plenul Colegiului Disciplinar a amânat examinarea acestor chestiuni incluse în ordinea de zi. La data de 20 decembrie, peste 4 zile, prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, deci sunt înaintate Parlamentului pentru a fi numite doamna Vieru și doamna Hlevadi la funcțiile respective. În această hotărâre, punctul 2, specifică că prezenta hotărârii poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice persoană interesată în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în procedura ce se referă, la ceea ce se referă la procedura de emitere și adoptare. Data de 20, repet, la data de 21 dimineața, în Comisia Juridică ni se impune includerea în ordinea de zi, fără avea în față o hârtie măcar. Când am cerut, mi s-a dat la doamna președinte, fără a avea nimic în față, înaintarea doamnelor spre aprobare în Parlament. Eu nu vin cu acuzări, însă dumnealor încă rămân pasibile de sancțiuni disciplinare, deoarece ceea ce e inclus în ordinea de zi a plenului Colegiului Disciplinar s-a amânat, însă ele pot reveni în ordinea de zi. Și ele deci rămân pasibile pentru sancțiuni. Și de aceea eu cred că are perfectă dreptate domnul Carpu că noi trebuia să avem aceste documente în Comisia Juridică și să le examinăm și să ne pronunțăm. Nu la auz. Eu n-am avut nicio foaie în Comisia Juridică. De ce e întrebarea mea? De ce atâta grabă? De ce atâta grabă, 20-21 în comisie, și de ce nu s-a ținut cont de aceste afirmații pe care le aduc eu acum, sau aceste hotărâri adoptate de către plenul Colegiului Disciplinar a Consiliului Superior al Magistraturii. Continuați, vă rog frumos, poftiți. Iată, acestea sunt niște argumente care pe mine mă pune în situația că nu pot să decid. De aceea, propunerea fracțiunii noastre este amânarea pentru o altă ședință a examinării acestei chestiuni. Deputații nu au făcut cunoștință cu materialele necesare pentru a se putea pronunța.